Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Să mai ai bă coaie ol, că i-am spart, i-am rupt. R-g-h, ăla are i-am rupt pe... Da, mă! Mi-am băgat rage-ul, coaie. Salutare bă băieți, bine v-am găsit fraților la un nou episod din seria noastră de CSGO Obvious Hacking. Suntem aici alături de The Black Z și tu ceva, Manule. Salut, salut. Salut, salut. Bă fraților, jucăm ca de obicei cu Zapet și dacă nu știți care este scopul acestei serii, ei bine bă băieți, știți că am avut noi acum câteva luni bune o serie în care efectiv jucam semi-rage sau jucam câteodată și cu rage, cu și cu spinbotul pe matchmaking și testam practic anti-cheat-ul să vedem dacă ne vom lua Overwatch ban sau VAC ban. În seria trecută a durat cam 4 episoade să ne luăm Overwatch ban, deoarece știți că a avut o perioadă Overwatch-ul în iarnă când nu a mers și acum, mă rog, acum, atunci în perioada aia și-a și dat drumul din nou Overwatch-ul și ne-am luat Overwatch ban, dar aparent în ultima perioadă iară nu mai merge Overwatch-ul, nu știu ce s-a întâmplat, sunt prea multe cazuri sau iară e picat Overwatch-ul, habar n-am, dar am început o nouă serie, bă băiți, ăsta ar fi al doilea episod din seria asta, jucăm cu Zapet, nu uitați, aveți link în descriere, o să-l vedeți și în episodul ăsta cum merge, eu zic că e un cheat destul de interesant și de decent, are și aici un chatbox unde puteți vorbi cu ceilalți useri care folosesc Zapet, hi guys, și le punem și o inimă. Și hai să-i dăm go, bă băiețu, să jucăm pe Mirei și sperăm că o sper, adică eu sper să dăm de spinbutări, sincer, ca să fac și un HVH corect. Mulți dintre voi mi-ați zis că nu știu, dacă mi-activez spinbutul, șanse mai mari să-mi iau bani și chestii de genul, nu știu, The Black, e adevărată chestia asta, că dacă joci gen dar... Dacă te uiți în jos, îți iei mai repede. Da? Da, dacă te uiți în părți, nu te afectează așa. Mamă, păi îmi bag direct down-ul aici, nebun la cap la spinbut, să văd dacă îmi iau bani. Eu chiar vreau să banez contul ăsta, coaie, chiar sunt curios în cât timp o să-mi iau bani, pentru că ai observat, știu că în ultima vreme că e cam rip Overwatch, adică a fost el acolo o perioadă de o săptămână, două în care a mers, dar nu prea a mai fost nimic de el. După aia, bă, fraților, nu uitați, dați și voi neapărat acolo un like și un comentariu pentru că o să reîncepem chestia aia. By the way, am uitat să vă zic, haideți să vă zic. Acum vreau să reîncep chestia aia cu comentariile. Practic, dacă lăsați un comentariu la acest videoclip, o să apareți pe următorul videoclip. O să iau eu acum câteva comentarii din episodul trecut. Uitați-le aici, sunt pe ecran. Practic, puteți lăsați orice fel de comentariu sau cu propuneri pe care ați vrea să le vedeți pe canal și în următorul episod cele mai interesante comentarii o să fie selectate și o să fie puse pe ecran, bă băieți. Hai să trecem la meci și nu uitați dați acolo like să facem 1000 de like-uri, bă băieți. Gata, bă băieți, am intrat și în meci, jucăm pe Mirage deoarece n-am mai jucat de ceva timp pe Mirage sau cum ar zice Radu 4K, Mirage. Hai bă, The Black, unde mergi tu? Așa, mă duc eu pe... A, stai mă, că am uitat că tu n-ai cod per jale, bă băieți, dăm și noi un carry match. Asta, bă băieți, pentru, așa, pentru primele runde mi-am injectat, mamă, vorbește, era Kisa Karu ăsta în continuu. Mi-am injectat config-ul de legit momentan, bă băieți, dar are și config de legit zapped ăsta, l-am donat și acolo de pe market. Puteți să descărcați... Mamă, ce ți-a dat cap? Da, direct. Să mor tu, mamă, las că-mi bag eu rage-ul. S-au enervat un pic, da. Bă băieți, dacă murim acum în prima rundă, din a doua rundă băgăm deja semi-rage-ul, îmi bat picioarele, nici nu mai am răbdare. Bă, dar eu de ce am pe 2000 coaie? Voiam și eu să joc cu un USP ca tot omul. Hai mă, hai, hai, mamă cât de praf fost, mamă cât de praf fost, coaie. Ok, unul mort, doi morți. Hai mă băiatul, hai mă băiatul, hai să o dăm, hai să o dăm. Hai să o dăm, băieți. Fent că s-au cuțit pe capul lui și dau direct pe fire. Oh, trei morți, bă băieți. A sărit ținta sau ceva? Nu. Hai mă, bosule. Hai bosule, hai bosule. Oh, bă băieți, 4 kill-uri în prima rundă. A sărit? Da. Mamă, suntem... No, 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 man. No, 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 no. Bă, ești nebun la cap. Vezi că a tras... Mamă, ce mă jură ăsta. Băi, coaia, am crezut că mi-a dat crește SEO. M-a speriat un pic, ești nebun. Raul 2K has killed four enemies with headshot de round. Ce limba vorbesc ăștia? Rusă? Arabi? De ce zici că sunt arabi? Adevărul e că după accent așa, după cum vorbește, parcă are așa. Mamă, i-am dat în bloc la ăla direct sub cablet, ăștia sunt ruși cu aia, nu sunt arabi, ești nebun. Nici o șansă să fie arabi. Bă, dar ăștia silver, n-au nicio treabă cu jocul. N-au nicio treabă cu jocul cu aia, sunt silver, ești nebun. Le dau efectiv, mamă, mi-am luat AK, băieți. Deci efectiv, le dau prefer, n-au nicio treabă cu jocul. Fian, unul mort. Hai mă, brodere, hai. Hai dăm pic, brodere. Oho, mamă, coaie, îi rup efectiv, nicio șansă n-au. Bă, băiete, nicio șansă nu le dau aici, nebun la cap. Bă, rupe zapedul ăsta, bă, băieți, dacă vreți să... În caz de vă cumpărați cheat-ul pe care îl folosesc eu acum și vreți să jucați cu config-ul pe care îl folosesc eu acum, se numește Legit by End Life, efectiv. Intrați aici pe config browser, dați search și dați Legit by End Life. Ăsta e config-ul pe care îl folosesc eu, bă, băieți, deci nu e mare prostie să vă codați aici un config, dar... Mă mir că nu dăm de codați, ești nebun, bă, efectiv, deci CS-ul ăsta, din ce în ce mai mulți codați pe CS, dar parcă nu mai dai de ei, ești nebun la cap, efectiv, da. Deci eu am observat că toți playerii, mamă, toți playerii legit se plâng că scodați pe matchmaking, dar eu nu dau de niciun codat, eu nu înțeleg, uite, deci tu aici ce le dau la ăștia, îi splez și-a dau surrender cu aia,
Eu cred că ăștia o să dea surrender până la urmă. Ba uite, Ace, da, ești nebun la cap? Ace, bă băiete, Ace, nicio șansă nu le-am dat. Ia 13 kill-uri. Tu ai mai jucat așa CS legit în ultima vreme? Am jucat. Și ai dat decodat sau ceva? Ne niciun. Bă, ești prost, se rezolvă CS-ul, băieți, aparent doar eu, doar Raul Dega poate să joace cu coduri, băieți. Bă, mi se pare mie sau eu o mică modificare la interfață, gen acolo cum arată scorul, parcă-s mai despărțite alea, sau pus eu prost, n-am mai jucat CS de mult și nu mai știu cum arăta. Nu, cred că despărțite așa rău. Nu știu, așa ăla, cu 3-0, parcă erau mai apropiate, sau, nu știu, erau diferite, habar n-am, nu știu, cred că n-am mai jucat eu CS. Băi, deci, băi, ești nebun, nicio șansă n-au, mă, eu nu înțeleg cum îți iei tu cap, să-mi bat picioarele, că e prea easy. Jump shot, e prea easy match-ul ăsta, ești nebun, ia uite, mamă, ce l-am spart pe ăla de pe mid, ești nebun, băi, e prea easy match-ul ăsta, bă. Băi, e match așa, ești nebun de warm-up, prea easy, așa zice și Jaxi, băieți, când joacă, sunteți nebuni? Prea easy. Băi, e prea easy, nicio șansă nu le dau. Take AK, man, I drop AK, here, man, behind you, yellow, 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 you have AK. Hai mă că iau, joc și o rundă AWP să vedem, poate mă omoară și pe mine cineva, că am 14-0-3 var familia, nu, băi, și joc și cu configul de legit. Păi dacă bag semi-rage-ul ăștia, acum n-au nicio șansă, sunteți nebun la cap. Nici dacă cred că are rost, îmi bag joc de ei dacă îmi bag semi-rage-ul sau ceva. Ia uite brușii ce se enervează, fan, fan ce-i dau ăsta, fan, fan. Mamă, stai că mi-o dă ăsta, mi-o dă. Mamă ce mi-a dat-o aici, prost, mi-a spart capul, cu aia nicio șansă nu mi-a dat. Bă, de eu nu înțeleg ce rancuri au ăștia, asta e un pic misc. Deci nu pot să, nu că prinde pereți cu aia, de eu nu înțeleg ce-i cu ăștia de joacă în halul ăsta de prost. Că până și ăștia, uite, mamă cât de prost joacă și ăștia noștri, ești nebun la cap. Cum dau oare măi, asta e misc, gameplay. Trebuie să iei undeva pe aici, clan tag, așa, name stealer. Să văd, să le văd rancul ăștia, știi, uite, reveal rank, gata, ia. Mamă, păi silver cu aia, zgol nova, silver. N-au nicio treabă cu jocul cu aia. Deci au așa. Îți 2 MG2, un Gol Nova 2 și un Silver Elite. Și atâta, în rest, primul Iasc, ăla n-are, nici măcar n-are rank. Bă, pârjale, bă, băiatule, pârjale rău de tot, tot treabă cu jocul, bă. Bă, o treabă n-au, mamă, dar au dat la flash-uri pe ea de ne-au spart. Vezi că asta e tactică, asta e tactică bună. Bravo, mă. Bă, ești nebun, tu iei lot. Bravo, mă, Manu, ai, mă, că și fără cod, vezi? Cine zice că codați e spraf? De fapt, stai, mă, tu ești că ai, zis că ai avut Novi. Hex. Am avut, eu voiam să fac rost de nou ăla, încă ăla ce că e cheat fine de... Mamă ce le-am dat-o la ăștia. Ăla ce că e cheat bun de legit privat, știi, și nici nu ți-e bani. Băi, coaie, why do you want to kick me, man? Why do you want to kick me, man? Mamă ce mă jură rusul ăla. Ne-ai dat tu F2? Da. Băi, deci așa chiar voiau să-mi dea kick chiar. Vezi de ce ți-ai să te iau pe tine, coaie? Că ăștia-mi dădeau kick acum dacă nu erai tu. De am sigur că așa. Da, dar tot timpul pățesc așa când joc solo. De aia nici nu mai vreau să joc solo. Oricum, da, mă, da, mă, îmi dai kick acum, frate. Lasă, futu-te în gură, Raki Shakaraki. Ia-o-s pe el că-mi dă kick. Raki Shakaraki, yellow Raki Shakaraki. Auzi la el că-mi dă kick. Bă, băiatule. Yaki Shataraki, Raki Shakaraki. Ce-mi bat joc de el acum. Hai, mă, băieți, veniți în coacă, n-aveți o treabă. Bă, ce joacă de Black, ești nebun, ajunge la scor mai puțin. Ăla, yellow de la ei s-a dus solo să planteze bomba pe B, n-a avut nicio treabă cu jocul, sunteți nebun la cap. Bă, băieți, spuneți și voi acolo în comentarii câte episoade credeți că o să apuc să filmez din seria asta până să-mi iau bani. Sincer, eu cred că 100 de episoade sunteți nebun la cap dacă o ținem tot așa cu Silver Raid ăștia. Deși, bă, tu, ce ranca e asta, e un pic, să-ți dau și divizat, bă, MG1, păi înseamnă că eu, mamă, m-am omorât ăsta. Raki Shararaki, reported for Griffin. Ia de cu aia report la ăla pentru Griffin. De report pentru Griffin, fă-și ia ban. Știi că e ban de ăla, gen, e ban. Dacă primești multe reporturi pentru Griffin, îți dă ban de la 24 de ore, 7 zile, o zi, puii mei, știi? Raki Shararaki, you are going to să mor tu. Da. Nu cred. După un an. Nu, e permanent după. Coaie, dar păi, nu. Ăla de 3 luni îți apare pe profil ca e Vagban. Nu, coaie, gen, nu din Overwatch, eu mă refer la banul ăla, gen, efectiv, că ți-ai report și îți dă bani la finalul meciului. Da. Păi, coaie, păi eu pe contul meu, în ăla cu cuțit, deja am luat-o, nu am luat-o săptămână, am luat 24 de ore, ești nebun. Aia înseamnă că urmează o săptămână, o lună, sau 3 luni și după aia permanent? Da. Bă, băiatul, păi și cum poți să resetezi timerul ăla? Dacă nu mai am reporturi o perioadă, se resetează? Nu, ba, pe aici ba joc, pe așa vine unul cu aia, cu o echipă de 5 persoane, dă report la altul din echipa aia altă și îl banează pe ăla cu aia. Înainte, pe, nu primei direct 3 luni. Da, mă, dar nu, mă, eu nu cred că, bă, eu nu cred, mă, că ești nebun, se gândeau și ăștia de la CS cu aia că pot să fie reporturi abuzive, nu cred că au făcut așa ceva. Bă, băieți, spuneți și voi, băieții, din comentarii, dacă chiar e mamă, ce am dat-o ăla, dacă chiar credeți că e adevărată chestia asta, că eu nu știu ce să zic. No, I don't want. I'm playing so good, man, I'm global elite, global elite. Man, I'm global elite. Mamă, l-are 7 ani și cu vodka pe CS, ești nebun la cap să-mi bat picioarele.
Mamă, ce voce ruginită are, l-ai rus 100% cu aia, la mai mult ca sigur e rus, ești nebun la cap, e asta, e status. E din Kazahstan. Jucăm pe, ba, dar jucăm pe server de, mamă, nu mi se mai închide, jucăm pe server de Europa. E din Kazahstan ăla. De unde știi? Ca să-i live profil. Bine, mă, și eu mi-am pus căs din vasul, ești nebun la cap. Vezi, naiba, să nu-mi dai F1-ul din greșeală, că-mi bat picioarele, ești nebun. Vreau și eu să câștig 2000. Bă, hai să mai jucăm neapărat un meci după asta, că vreau să văd ce rank iau. Câte win-uri am pe contul ăsta acum? 6 win-uri. Cu win-ul ăsta 7, cu următorul 8, deci mai încă un episod și o să avem și rank pe contul ăsta, ești nebun. Atunci chiar că ne băgăm la creație cu HVH-ul. Mamă, bă, băieți, am rămas aici într-o situație de clutch 1v5. Hai să vedem, bă, băieți. 1 mort. 2 morți. 3 morți. Care să mai aibă coaie ăla, că i-am spart, i-am rupt. R-g-h, ăla are. I-am rupt pe... Da, mă! Mi-am băgat rage-ul coaie, gata, load în pui, mi-am băgat rage-ul coaie. Futu-vă în gură. Fii atent aici ce le dau. Fii atent ce le dau. Mamă, am și third person, fii atent ce le dau. Dăm scout, mă, să mor tu, dăm scout coaie. Băgame, a, aveam și o bandă de scout, dar nu mai contează acum dacă ai fost tu darnic. Ia să spui dacă, adică, cred că văd și eu dacă mă uit în jos, ia să-i să vedem. Gata, frate, ne uităm în jos, hai mă, jos, da mă, frătiuc, hai să vedem, băga-mi aia și picioarele astea care dau ei cu rage-ul cu aia, hai mă, hai. Unu, băiatule, unu, hai mă, brodere, hai veniți în coasă, vă rup pe toți, bă, gava și sârme în gât. A dat autoscope, aoleu, e pe top mid, bă, hai. Unu mort, hai, brodere, mamă, dar are delay, trage cu delay, de ce trage cu delay? Doi morți, trei, bine mă, băiatule. Easy. Stai mă că nu-i fain config-ul ăsta, băgăm și noi alt config. Poți Baker, ia să-l băgăm pe ăsta. Tot de pe rotiță? Mama, dar ăsta n-are skin. Ce mă jur ăștia? Ăsta n-are skin, stai că nu-mi place, aș vrea așa, ce uite, e greg nână ăsta, ia. Ăsta are flip knife și are, dar third person-ul de pe cel are trăiți, iar că n-are third person ăsta, jucăm aici așa. Are de pe mouse 5, dar ăsta n-are spin boot. Da, e bun și așa, ia să vedem. Ba, mă, dar are și autos 3 sau ce naiba? Bă, e coaie, nu pot să fac bunny hop. Ba, da, pot să... A, are autodac-ul ăla sau cum dracu îi zice. Da. Bă! Na, ăsta nu m-a config de HVH, nu. A, lol! Coaie! Eu îmi băgasem din greșeală config de legit, numai că pe ăla care a făcut config-ul chema YNNHVH și am crezut că e config de HVH cu aia, dar era config de legit. Coaie, cât de amețit îs. Ce prjale. S-a activat și ăla. S-a activat? Lasă, da. Frate, eu că am băgat aici alt config. Mamă, ăsta are bindul ăla de închis meniu de pe altceva. Ia stai. Menu toggle. Insert. Gata, mă, frate, lasă-mă că am băgat eu. Bravo, mă, băiatule. Nice, very nice. You are playing very good, man. You are very good, man. Ia să vedem ăsta ce e. Ok, de pe V. Hai, mă, frate, că vedem cu configul ăsta. Ăsta mai mult ca sigur e config de HVH. Bă, dai balamuc rău de tot aici, să-mi bat picioarele, nu mai înțeleg nimic din jocul ăsta. Look, drop. I-am dat drop un scout. A, gata mă, ui cu capul în jos, înseamnă că e de rage. Ia, dați-vă bă, pui, mi-ai zis ce vine peste ei, băga mea și picioarele. Haide mă, brodere, hai brodere. Oaaai, ce fain e configul ăsta. Iui, ce cap, i-am dat nicio șansă, nu mai au ăștia acum. Hai mă, hai cu AWP-ul ăla. O, mamă, erau 4, erau 3 pe palat și m-a luat, ești prost, ce, mamă, cât de dobitoc îs. Măcar l-am luat pe unul, haideți, luați runda asta, băieți, am încredere în voi. Hai că e câștigat, ultimul palat. Vezi care AWP. Du-te, da-l prin spate, ia-l prin spate. A, așa, las că zic eu unde e. Stai să mă bag și eu pe first person. Mamă, cum îți văd arma. Rage hacker gonna cry. Hai că gonna cry dacă e ceva aici, nebun. Mamă, dar n-au nicio treabă ăștia cu jocul cu aia. Să-mi bag picioarele. Chiar eu cred că o să primesc silver pe contul ăsta, sincer. Are și cuțit blancul ăsta. Deci eu cred că o să primesc. Are cuțit? Da, avea Huntsman ceva. Boreal Forest. Nu-l ghi contului, are 10 ani. Da? Nu cred că e contul lui. Ba, mă, a, lui Blanco ăla. Ce mă, la, a, dar nu cu aia care are 400 de ore. Să-i cum cumpărat cu aia, ești nebun. Icon de ăla cu, de, cu medalia aia, știi că la vânzare la 10 euro sau la cât. Și ți-l iei gen cu medalia și-ți cumperi tu CS-ul și-ți faci tot pe el. Of, doamne, ce mă enervează. Eu uite-l pe Aschela. Bă, iară s-au activat, mă, ăștia, mă. Iară, vor, iară îmi fac nervi, ia, hai, mă. Configul ăsta chiar îmi place, ești nebun, hai brodere. 1. Mamă, ce am dat, ești nebun. Băi, nu lasa să miște, ești nebun la cap. Unde e? Ultimul e pe, vezi că e pe B, pe B, ce se planteze bomba. Bă, o șansă nu le dau, mă, are și auto strafe. Mă, doare în cur cu configul ăsta, îi rup în două. Ăsta îi dau direct prin prin perete, ești nebun. Unde ești, brodere? Hai brodere, hai încoa. Hai, nicio șansă, fain, că nici n-apucă să-mi dea pic. Bam, băi, prea tank configul ăsta. E prea tank, ăsta o să mă moare iară. E prea tank configul ăsta, să-mi bat picioarele. Cel mai tank config din lume. Cu ăsta, mamă, ăsta se minte, cum se numește?
ca să, în caz de dau de HVH-er să știu să-l bag, știi? Ia stai, settings, configs. Deci Savage CSGO, ok. Deci ăsta cu Savage CSGO, de acum încolo dacă dăm de OTC user, băieți, pe matchmaking îi rupem în două. Dar nu că îi rupem, rupem. Bă, chiar sunt curios dacă fac road to global. Ce zici, mă, ajung global cu regiu pe contul ăsta? Poți să ajungi. Și ca simplu un cont, când era CSU free, făcusem rank 17, apropo să fac prime-ul și jucam mereu meci aici în continuu, dar mi-a luat bani, plan. Eu am încercat pe contul ăla să ajung, dar ți-am zis că n-a durat. 4 episoade a durat și mi-am luat bani. Bine, 4 episoade, dar filmam și eu odată la 3 zile, adică nu, o dura vreo 2 săptămâni să-mi iau bani, dar tot mi-am luat bani. Dar m-am apucat și eu să filmez, gen când era deja pe sfârșit perioada aia cu Overwatch, adică deja începuse să meargă Overwatch, că dacă mă apucam din decembrie de când nu mai mergea, m-am apucat de-abia prin, nici nu mai știu, prin martie, aprilie să fac seria aia. Dacă mă apucam din decembrie, cred că făceam seria de 30 de episoade și nu-mi luam bani, nici nebun la cap. Deci efectiv. Băi, făcusem global. Îmi dau toți răși acum pe rampă, coaie, s-au săturat de joc. Uite ce fug toți de mine, coaie, săraci. Haideți, bro, hai să treacă fire-ul ăsta. Mama, au dat fire-ul, hai să dau o smoke. Haideți, băieți, încoace. Haideți, băieți. Nu, mă bloca în fire, coaie, că mă moară ăștia. Aveam cu o echipier retardat care mă bloca în fire. Bravo, mă, bravo, mă, bă, ce rupe de black. Ultimul apartament auzi la mine, pala, dar l-o moară ăsta de la noi. Hai, brodere, hai. Hai, brodărini, eu să-ți dau eu. Ce am dat-o. 39 cu 5, bă, băieți. Scor de Jaxi, sunteți nebun la cap. Așa joacă Jaxi pe Faceit, băieți, ca să știți. Ar merge și pe Wingman să mai dau niște rage-uri pe contul ăsta. Chiar merge, ești nebun la cap. Banăm și noi contul ăsta. Să-mi bag picioarele, dacă nu-l banez, îl fac giveaway, bă. Băieți, să țineți minte de la mine, dacă nu banez contul ăsta, o să fie giveaway, sunteți nebun la cap. Cât ai avut cel mai mult? Ce? Câte kill-uri ai avut cel mai mult? Într-un match? Da. 90, cred că. Am avut 98, făcuse vreo 92, 93. Era Overwatch-ul. 90. Și făcea toată echipa up troll, se băga în fața. Da. Și jucam un caramelu, și băceam primoții pe aici. Băi, băiatule, nicio șansă, bă, dar mă blochează ăștia mei cu aici, mă enervează. Se bagă ăștia mei în față, că vreau să le dau la ăștia de rup. Hai, mă, brodere, hai. Nicio șansă, mă, băiatul, nicio șansă, 43 de kill-uri. Avem și un spectator, ăsta e Gaben, cred că se uită la mine cum joc, de bine joc, ești nebun. Nici nu mai pare rost să-mi iau scout-ul, mi-au direct acasă și mă duc rași pe ei cu acau. Să e prea, meci prea easy, ești nebun la cap, deci prea easy meciul ăsta. No. I don't have money for AK, man. Okay. Mama, mă blochează, fie încă mă trolează, futu-i în gură de termin. Mama, au încercat și ei să mă blocheze, dar n-au reușit, ești nebun la cap. Nu le-a reușit planul. E, nu că spărăși, mă, că dacă chiar vor să joace legis, dacă scara du 4K ăla și vor ei să joace legis, treaba lor, dar oricum nicio șansă, ești nebun la cap, deja dau ace. N-au nicio șansă cu aia să mă troleze pe mine, hai să plantez și am văzut. A? Nici nu i-am văzut. Pe inamici? Da. Mamă, s-a urcat pe mine prost, deci nici nu a fost în stare să stea pe mine cu aia, ești nebun. Deci nici măcar nu a fost în stare să stea pe mine ca să mă troleze. Băi, ultimii inapți cu aia, n-au nicio treabă, nici măcar cu trollul n-au treabă. Fac și eu 50 de kill-uri meciul ăsta, băieți. Ba, și dintre ei acolo. Bă, aș băga, ia uite mă ce mi-am luat. Aș băga următorul meci pe DAS, că pe DAS știu că sunt mai mulți cu DAS, nu? Din câte știu eu așa. Da, atunci erau mulți cu DAS. Da, pe DAS ar trebui să... Dar nu mai poți dai pe mid. Ce? Nu mai poți dai pe mid. Păi? Să cobor jos acum. Să mor tu, s-a făcut update? Da, e exact pe CS1-6 harta acum. De cât timp? De la operațiunea asta. What the fuck, ce tâmpenie, mamă, ce ace, cel mai rapid ace din istoria lumii, ești nebun la cap. Bă, fraților, momentan n-am luat rank, era de aștepta. Bă, fraților, hai să băgăm un meci pe Dash să vedem și noi acolo update-ul al hărții, pentru că nu l-am văzut până acum. Și poate dăm și noi de un spin butter ceva, că ăștia spărjale, nici nu știau să se miște pe hartă, sunteți nebun la cap. Haide, bă, sperăm că nu mi-am luat bani, stați un pic. Hai mă că nu mi-am luat bani, ești nebun la cap, hai să ne auzim pe DAS, bă băieți. Gata, bă băieți, am intrat într-un nou meci, am avut acolo o mică, mamă, de la update-ul ăsta zici că s-a făcut chestia asta? Da. E bine, bă băieți, asta este ultimul video cu CSGO. De astăzi mă las de YouTube, mă las de CS, mă las de tot, să bag picioarele. Ce cu update-ul ăsta, trăiți iar familia. Băi, și-au bătut joc de harta asta, hai să vă știi. Băi, coai, și-au bătut joc în ultimul hal, nu că și-au bătut joc. Dar vezi că acum poți dropezi decoy-uri la coechipieri. Deci nici nu mai, serios? Cum adică poți dropezi decoy-uri? Mamă, ce oantă. Toate grenezile le dropezi. Poți să le dropezi efectiv? Da. Cât de tare.
Cum ai zis tu, poți să dropezi decoy-uri, de parcă era singurul lucru pe care poți să-l dropezi. Da, ești mincher update-ul ăsta. Asta, ok, o chestie pozitivă, bă. Băi, cu aia. Gata, bă, băieți, am intrat. Bă, băieți, am avut o mică problemă de aici, de tehnologie, să zic așa. Ni s-a închis PC-ul, bă, băieți, efectiv, în mijlocul meciului mi s-a închis PC-ul. Bă, noroc că mi s-a salvat filmarea asta, nu mă opii. Bă, nici mai știu ce config foloseam, legit by end life ăsta, cred că-l foloseam. Mi s-a închis efectiv, bă, băieți, PC-ul în timpul meciului. Bine că mi s-a salvat filmarea din prima rundă, pentru că eu mă speria să-mi costrivească să fac din nou introducerea, dar mi s-a salvat filmarea din prima rundă, să mi s-a stricat și view modelul aparent. Aia, bă, băieți, se repară view modelul. Bă, băieți, o să mai jucăm 2-3 runde legit, să vedem dacă își dau seama băieți, adică legit, vorba aia legit, o să le dăm prefire și chestii de genul, dar cu configul de legit. Și dacă își dau băieții seama că avem coduri și chestii de genul, o să ne băgăm direct semi-rage-ul. Hai să vedem, mamă, încă un umor și acum de lasă direct one-tap. Direct one-tap îi dau la asta. Încă un one-tap, încă un one-tap, încă un one-tap. Am dat mare ace cu aia așa, prima rundă mi-a dat și mie cred jocul, am reintrat, am dat mare ace, ești nebun la cap. Bă, dar nu merge. N-au zis nimic, când e cătură și noi. Bă, mă mir că n-au zis nimic. Ăștia cred că-s dăia tryhards care efectiv când intră în... Băi, cu aia, dar ăsta vorbește, deci, băi, nu mai dăm decodații meciuri. Aia am înțeles. CS-ul s-a făcut, s-a stabilizat, s-a făcut totul, nu mai dăm decodații meciuri. Bă, dar cu ce am greșit, mă, să dau de râși trei var familia. Bă, cred că mai bine dai decodați decât de râși. Ruși și turci acum. Ruși și turci și toate alea, ești nebun la cap că nu înțelegi nimic. Vorbesc între ei, vorbesc singur, nici nu-ți dai seama cu cine vorbesc, ești nebun la cap. Băi, nici nu-ți dai seama cu cine vorbesc. Hai mă, brodere, hai bro. Mamă, mă omoară ăsta, mă omoară legitul cu aia. Mă omoară legitul, ești prost, mă omoară legitul cu aia. Mă omoară legitul, du-te-i. S-a jucat bine runda asta, ești nebun la cap, s-a jucat bine rău de tot. Bă, să-mi bag rage-ul de acum, să vedem ce reacție au? Sau să mai aștept un pic? Hai că mi-l babă, băieți, să vedem ce reacție au. HVH, OTC, cred că ăsta. Nu. Ăla cu Savage, nu? Ăla cu Savage, da, bă, băieți. Ăla cu Savage, bă, băieți, asta are iară bind-ul ăsta modificat. Pișeama și pe el de mai trebuie să-mi fac, să mi-l adaptez mie. Așa, gata, mă, băieți, trebuie să-mi adaptez mie configul ăsta de acum. Ăsta va fi configul Raul 2K, bă, băieți, pe care îl vom folosi pe fiecare episod din seria asta. Hai să vedem, bă, băieți, uite, ăștia deja se uită la mine, ai mei. Bă. Ce, mă? Nu cred că a zis ce, mă. Da. A zis în română sau a zis el așa? Ceva cocitură. Chinezaica lui. Ce, mă? Bă, traga mea în mine, coaie. Bă, traga mea în mine. Bă, coaie, a tras a mea în mine și m-a omorât, n-am putut. Mamă, las că mi-au. Mamă, dar ăștia vorbesc unul peste altul, nu mai înțeleg nimic. Las că mi-au, eu scaut următoarea rundă și mai vedem noi dacă mai dau misuri. Că runda asta n-a fost pregătit de rage, nebun la cap, dar las că runda viitoare este pregătiți până în dinți cu rage, sunteți nebun la. Mamă, vor să-mi dea kick, fiane. Băi, bă, măcar e fain că vor să scape decodat și nu, oricum nu mai dăm de atât de mult decodat. Stai, că mai vreau unul. Se hotărăsc așa pe parcurs, până acum au fost concentrați la runda, acum au văzut votul de kick. Bă, nu știu, eu o să dau rush acum pe Inamic să văd dacă se dă vreunul bătut și dă abandon la meci sau efectiv o să dureze meciul până se termină. Mamă, am zis Raul 2K 2021, o să dureze meciul până se termină, băieți, azi. O să dureze meciul până se... Ia. Ah, i-am dat miss cu aia. Bă, și-a mai luat unul scout de la ei. Vezi că și-a mai luat unul de la ei scout. Mamă, dar i-am dat one tap. Nu cred că are cost. Și-a luat scout așa la Caterinca. N-am crezut că am și o parte de un meci de HVH, băieți, dar n-a fost să fie. Bă, cine trage? Ia uite-l cu aia, a tras cu spatele codul. Dar ce bloc face galben ăsta? Dar ție-ți face bloc? Da. Dar de ce-ți face ție? Că ce... A, cred că s-a uitat în lista de prieteni și a văzut că suntem primate, bă. Okay. Da, eu erup pe băieți, n-au nicio șansă, băieți, ești nebun la cap. Ei, sunteți nebun la cap. I-am dat 80 de meci, frate. Nu, vreau tot scout, scoutul. Fuck, am luat AK. În fine, hai pe B, manule, ai bomba? Are letușii ăla bomba. Kick, please, mi-au dat și report, așa mă, băieți, dați-mi report. Chiar sunt curios în cât timp o să-mi iau bani. Pentru că asta este scopul seriei acesteia, bă, băieți. V-am spus, am mai făcut seria asta în trecut, în 4 episoade ne-am luat bani. Ți-au dat bomba? Hai pe B. În 4 episoade ne-am luat, să zic așa, în sezonul 1 din seria aceasta. În 4 episoade ne-am luat bani, acum să vedem cât va dura să ne luăm bani. Pe acest cont nu... What? Coaie! Coaie, a murit codul, ești prost? Și-a dat demisia codul azi, coaie. Ai văzut? Da. A tras efectiv codul pe lângă total, ești nebun la cap. Oh, și pe ăsta, ce face? Coaie, are legitantia, ei moare sau... Pe efectiv codul a murit. Uite, coaie, și arată, cred că cum am tras acolo, ești nebun la cap, sau ce de recunosc cu căturile alea. Bă, deci a luat, da, și-a dat demisia codul, și-a luat vacanță, și-a luat... Acolo. Mamă, da, te-a spart, ești nebun. Na, așa deja trolează de la noi. Da, așa deja trolează cu aia, vor să piardă. Băieți, trebuie să ne imobilizăm neapărat pentru că e gravă treaba, bă, băieți, ne trolează oamenii de la mine din echipă. Hai pe B, manule, că acum mi-am luat scout din nou și fii atent, dă-i turaș primul ca să fii tu decoy-ul meu, să zic așa, și eu să intru. Bă, dar ce dracu decoy, mă, că dau direct smoke. Fii atent aici, că am o idee de ești nebun la cap, am și bomba numai bine, fii atent aici.
Hai cu mine, PB. Sper să nu vină și proști ăștia, PB, să ne troleze. Hai că asta o bază, n-au treabă, oricum mă lasă pe mine. Fii atent, dau un smoke pe tunele, tu intri peste ăia în B ca să le distragi. Mamă, am dat smoke-ul ăsta de mi-am bătut. N-am. Ai smoke să dai pe tunel? N-am. Mamă, dă-i rush atunci. A intrat ăla cu spatele, unul mort, unul mort, bun. Ăla are AWP. Dă-i rush, dă-i rush ca să-și tragă glonțul. Dă-i rush, dă-i rush. Hai, hai cu mine. Ah, i-am dat miss. Coaie, bravo, mă. Bă, ești nebun. Bă, cam dă miss, ești nebun. Cam dă miss azi pe dați doi băieți. Parcă nu prea... A, gata, mă, n-am mai dat miss. Gata, mă, băieți, și-a devenit Zapedo. Dar cam da miss, ești nebun la cap. Runda trecută, runda asta, vreo două missuri. Da, aia, bă, băieți. Are AWP fade. Oricum eu joc cu... Ce are, mă? AWP fade? Bă, ești prost, cât e ăla? Era vreo 1000 de euro. Să mor tu, care ăla de la noi are? Nu, inamicul, dos. Mamă! A, de la noi, de la noi el are. Îl adaug și îi dau țeapă cu aia, ești nebun la cap. Îi zic că-s YouTuber, că să-mi dea și mie să fac o schemă cu el și gata, papa, AWP, ești nebun la cap. Are la skin-uri. Oh, cred că nici nu simte lipsa la AWP-ul ăla. Bă, băieți, s-ar putea să dăm destul de multe misuri pentru că eu cu Resolver-ul activa pe player legiți, ceea ce nu prea ar ia afacere. A, hai mă că ia afacere, ești nebun. Nu dăm misuri chiar în hal. Mamă, e unul cu AWP-ul. Bine, bă, băiatule, l-am rupt, l-am spart, am luat și bomba. Plantăm și bomba, ăștia îmi dau report. Bă, chiar îți curioz dacă o să-și facă... By the way, bă, băieți, nu uitați, o să aveți link-ul de la acest cont în descriere ca să puteți să monitorizați și voi, să zic așa, evoluția contului, dacă o să ne luăm sau nu bană la... Mamă, am crezut că vor să-i ajute, vor să-l aștept ăsta de la ei, dar din păcate nu o fost să fie. Să vedeți și voi evoluția Sunt contului, bă, băieți. Ce? Te-ai spus anti-aim? Nu. Nu te mai învârte? Nu, am luat probabil cuțitul în mână, de aia mi se pare că cuțitul nu te învârți. Stai să văd, că chiar nu știu dacă mi s-a dezactivat sau nu. Eu n-am, nu l-am la sensoare absolut deloc. Ia. N-am de cuțitul în mână. Ba mă, și cu cuțitul, cu aia, și cu cuțitul. Nu știu ce ai văzut tu. Și cu cuțitul. Probabil pe ultimele secunde din rundă s-a dezactivat. Mai face figuri de astea la cituri. Haideți, mă, băieți, care vine? Care o dă cu mine parte în parte? Hai, du-te, du-te. A, dar nu, ce se... N-ai smoke să dai în fire-ul ăsta. A, s-a dus, s-a dus. E ok, ok. Haideți, brotherilor. Unul aici. Hai, e unul aici. Hai, brothere, hai. Oh, ce am dat-o. L-am spart. I-a dat miss la asta, i-a dat miss. Bravo, mă. Hai că al doilea n-a mai fost miss, băieți. Al doilea n-a mai fost miss. Dăm și noi aici un rage versus legiți. Băi, coaie, ce-i cu misurile astea? Deci pe DAS 2, deci nu, efectiv, nu e harta codului, sunteți nebun la cap. Hai, mă, brodere. Hai, brodere. Bravo, mă. L-a luat, ești nebun. Bă, hai, mă, bă, să... Ia, mă, config ceva de semi-rage, n-au și ăștia pe aici, asta e config, că deja parcă e prea plictisitor. La ramcuri mai mari e fain să bagi rage-ul. A, uite aici, legit, semi, new, semi, semi, semi-rage by invertil, ăsta, ia să vedem. Semi-rage by... A, l-aveam deja, cred că. Sau? În fine, dăm load, bă, băieți. Dacă ar și merge să-i dau load. Failed to load. Bă, sunteți neboni, fail to load. Dai că downloadăm altul, uite, downloadăm. Vreau să zic că nu stai bine pe mid, dar nu mai pot să mă rea, uite. Ce să mai stau pe mid, ești nebun? Bă, efectiv, s-a cam dus config-ul, băieți, ia stai un pic. Semi-buy, ia, semi-rage-buy, asta e. Gata, mă, semi-rage-buy post. Dar nu merge, a, gata, mă, mamă, cât s-a făcut meniu, s-a făcut cât jumătate de ecran. Mamă, dar a făcut config, a făcut ăsta config-ul cu curul, s-a bat picioarele, n-are niciun sens config-ul ăsta, dar până încercăm să vedem ce o fi. Da, n-are nici... Oh, ok, am dat-o, am dat-o. Ah, hai mă că merge, merge. Da, e ca dracu, e făcut cu curul config-ul ăsta, să-mi bat picioarele, n-are niciun sens. Nici bani hab n-are. Mamă, mi-arată wallhack unde nu-i inamicul, băi, coaie. Pică serverul? Nu. Și atunci ce dracu, mă, mi-l arată punul aici. Băi, coaie, mi s-a făcut vizualele, ah, ba nu. Băi, ce mă cu config-ul ăsta? Băi... Bă, ce mă... Uite să mai plece. Config-ul ăsta, uite să plece, gata mă. Hai mă că e ok oricum. Deși n-are autostrap și nu-mi place că trebuie să fac eu banii hapul din Suggest, dar rest e ok. Ia să-mi iau mă un AWP pe semi-rage. Bă, băi, sparcă am sătura mamă, dar un skin ar merge să-mi bag ia un pic, nici mai știu să folosesc skin changer-ul. Inventory changer, gun o să dau pe knife. Și vreau să-mi bag un carambit ar merge, zic, bă, băieți, un carambit autotronic și dăm pe ad și ne-a adăugat carambit autotronic, bă, băieți, tocmai cu ocazia asta ați văzut și cum funcționează skin changer-ul pe Zapped în caz de nu știați, deși ar fi trebuit să știți că am mai filmat cu Zapped. Mamă, ce prefire-ul te-am dat la asta și nici măcar nu mi-a ieșit. Unul mort, bine, hai să vedem și pe băiatul ăsta. Ai, nu mă bloca, am crezut că mă blochează. Băi, coaie, dar de ce dă miss? Mama, am încercat să trag pe lângă să văd dacă... Nu, deci configul ăsta de semi-rage e făcut legit, fie că trag efectiv un pic pe lângă el și nu. Configul de semi-rage ar trebui să aibă FOV-ul în blan, ești nebun la cap, părerea mea. Nu? Trebuie. Hai că acum l-am luat, dar nu prea. Sau n-are setări făcute pe AWP, una din două. Deși eu știu că semi-rage-ul se dă și cu AWP-ul, ești nebun la cap, eu așa știu. Din propria mea experiență, așa se cam dă cu AWP-ul semi-rage-ul, sunteți nebuni. Mama, ia lasă-l pe ăla să te omoare. Ah, nu mai ești în viață, never mind.
Vreau să văd, să testez o chestie pe el, dar cred că o să-l omoare ăștia înaintea mea. Vreau să văd, trecut, ce-i cu semiregiul ăsta, că mă cam omoară semiregiul ăsta un pic, ești nebun. Hai mă, brodere, vin încoa. E aici ăsta sau mi-arată mie o lucru? Da, e acolo. Da, e aici pe dracu. Băi, coaie, uite, vezi, nu e imudat în blană. Uite, coaie, n-are im deloc, băi, coaie. Ia asta e legit. Are, ci că semi-rage, dar are config. Ia asta e rage, AVP. Am înțeles, n-are aici să-mi bat picioarele, enable. Lol, coaie, era, băi, coaie. Sau? Era disable. Da, aparent, da. Dar stai un pic, silent. Băi, coaie, asta n-a fost în stare, mă, omul. Bă, o singură treabă avea de făcut. Avea de făcut un config și nici ăla n-a fost în stare să-l facă, mă, băiatul ăsta. Și tot l-a postat pe forum. Pe forum, pe config browser. Ia să testez acum cu noile mele modificări. Ia. Ăla, bă, deci eu practic cu AVP oriunde aia am jucat legit, coaie. Băi, coaie, nu pot să vorbesc de terminatul ăsta. Băi, sontaj-mă din gură. Și-a bătut joc de configul ăsta, ia să văd acum. Am vrut să dau, am vrut să zic că dau pic pe mid, dar nu mai e cazul, ești nebun. Ce pic să mai dai? O să dai jos aici. Hai că e. Mai dai dacă e. Până vezi mă... că se bagă aia try hard din apunță 3 speed-ul. Tot o molestant. Hai, bă, altceva. Hai, brodere, hai. Bă, da, are auto crouch cumva, configul ăsta că nu înțeleg ea. Hai că încerc să trag pe lângă un pic, să văd ea, nu te băga. Nu mai contează. Da, lasă-l un pic, pun-o, ia că e unul aici. Gata, bă, băi, altceva, bă, băi, băiatule, când intră Raul 2K într-un config, se rupe, e rupere. Bă, o treabă, mă, o treabă a avut omul ăsta, să facă și el un config, a lumea și n-a reușit să facă, ia uite aici, e rup acum. Deci cu nouul meu config, îi rup, sunteți nebun la cap. Bă, fraților, să sperăm că după meciurile astea în care am dat și cu spin-ul, și mi-a zis destul de multă lume până și în comentarii și pe Discord și prietenii mei au zis: "Bă, frate, dacă vrei să joci ca lumea pe matchmaking, joacă doar semi-rage, nu juca cu spinul, pentru că o să ții bani cu spinul." Chiar sunt curios, bă, băieți, dacă o să ne luăm bani cu spinul, deși eu nu prea cred. Bă, mă mâncă nasul rău de tot și mă scad vin în continuu și el tot mă mâncă. Ce naiba are, mă? Și mai e și 12. Mamă, coaie. Deci mă mâncă nasul în continuu. Ah! O să-l mânc și eu pe el la un moment dat când voi ceda psihic. Băi. Mamă, i-a dat miss. Nu i-a dat miss, dar nu, m-a blocat, de Black-ule. Mamă, bine că l-ai omorât. Băi, coaie, de ce m-ai blocat? Nu, ca să mă mândei acolo. Coaie, m-ai blocat. O să mor. Ia. Hai că plantez bomba. Bă, dar parcă nici semi-rage-ul ăsta nu prea afacere. Ia să iau un pic. Ba, e afacere, mă, e afacere. Ai văzut că nici nu m-am uitat pe el. Nu știu dacă ai apucat tu să stai pe mine. Nici măcar nu m-am uitat la el și l-am omorât. Ia stai, că vreau să-l văd pe următorul. Ia, unde vine? Vine tot pe short. Ia fente aici. Ce schemă piramidală. Așa stau la chem, să-mi bat picioarele. Ia fi aden. Hai, brodere, dă pic. Hai, brodere, dacă ai tupeu. Pa! Băi, coaie, n-a tras. Ia. Mi-a dat fire. Cum ar fi culmea să mă moare cu fire-ul ăsta? Ba, mamă, ce cap am dat. A tremurat sintea sau ceva? Nu. Deloc? I-a fost direct pe cap. Bă, la mine n-a prea fost direct pe cap. A fost un pic deasupra, cu vreo jumătate de metru. 73 hours, chiar atât am? Da, chiar am 73. A apărut ca să rip el și i-ai dat cap. I am very pro player, man. Hai că îs pro player dacă e ceva. Bă, nu știu ce să zic. Sincer, dacă mine să răgă, e foarte tare. Nu știu ce să zic. Am dat rush rău de tot pe runda asta. Nici nu se așteaptă la rush-ul ăsta. Unul mort o să mă moare runda asta, o să fiu mort runda asta. Sau poate că nu. Or, maybe not. Și aștept ăsta, nici mă interesează, aveam că-i dau fire. Și l-aștept să iasă. Hai, mama, a dat pic fix când nu mă așteptam. Bravo, manule, te-ai dus. Bravo, mă, băieți. A ieșit pe mine. A? A ieșit pe mine. Pe tine a ieșit? Da. Nici n-am mai știu săracul ce să facă. Yeah, you will be, but with a vec. Hai că with a vec dacă e. Ha, nice joke. Vac is not working. Little boy. Mamă, ce acum îl fac de la... Așa le mai ziceam la ruși de ăștia, little boy, și se enervau, dar nu știu dacă e rus. Little boy. N-ai mă să știu. Mamă, ce s-a enervat Jesus ăla de la ei, cred că și-a băgat și ăla spin-ul. Gata, băieți, a terminat. LOL! S-a luat kick-ul, nu? Coaie, și-a luat kick-ul, ești nebun. Mamă, vreau și-o AVP fade-ul ăsta, dacă toți suntem aici. Mamă, și mai are și numele ăsta. Băi, rușii au bani, ești nebun. Păi, să nu mai zică lumea că rușii n-au bani, că rușii nu se câștigă bine, se nebun la cap, are AVP fade. Dar AVP cât mașina mea astăzi, nebun la cap, dacă vinde... Pa asta AVP-ul își cumpără 3 mașini ca alea, sunteți nebun la cap. Hai, brad. 3 mașini? Băi, da, am un Logan. Am văzut că ai pus pe Insta ceva cu niște mașini. Da, am Logan, manule. Ce părere ai, bun golanul sau nu? E bun golanul. Hai, mă, brodere, mamă, l-ai spart yellow. Bă, vreau și eu să dau un pic de la nebun, dar nu mă lasă ea.
Ba, unul mor și acum următorul mor. Bine, mă, băiatule, aici un kill spectaculos pentru ultima jumătate a meciului, aș putea spune. Zici că-s comentator, zici că-s Werty. Bă, Werty, nu mă angajezi pe mine, trăiți-ar familia. Mi-ar prinde bine să fiu comentator. Mai ales că și vorbesc mult pe videouri în puii mei. Bă, da, dă și mie un USP, te rog eu mult de tot, că nebunesc dacă mai văd pe 2100 odată. Mersi mult de tot, coaie, te pup. Nu înțeleg de ce pe contul ăsta, aș putea să mi-l schimb de acum, ia stai un pic să vedem. Poți să mi-l schimb în timpul meciului? Da, ca e, da. Nu pot. Ce merge. Nu pot, din păcate. Oh, pe Zapet nu are opțiunea asta, din păcate. Ce? Vrei kill confirm? Ia că-s curios dacă merge aimul pe... Oho, merge, merge. Merge bine, merge bine treaba, băieți. Hai, bradere, dă pic. Stai, stai. Ce-a dropat, mă? Băi, dar aimul n-are silent aim, asta e prob... Băi, coaie, s-a băgat. Tu te-ai băgat în fața mea. N-are silent aim, dar tot e ok. Are omul digălu de ăla nou de 200 de euro. Care e ăla nou de la operațiune? Da. Să mor tu de la ultima operațiune? Ăsta are orice skin. Ăla are Rolls Royce în fața casei, ești nebun la cap, cred că. Man, how do you have so much skins, tell me? Care, cum îl cheamă? Care de la noi? Dosof ăsta? Da, Dosof. Bă, ești prost. Mamă, coaie, ce enciclopedie are aici în inventar, ești prost. Mamă, și mai am mai făcut, da, asta am vrut să zic, am mai făcut și figură și a băgat inventarul privat, ești nebun. Băi, câte skinuri are omul. 1000 de euro are. Coaie, câte skinuri avea omul, ești nebun la cap. Bă, pentru ultimele runde eu zic că ar merge un rage, pentru că oricum mai sunt 3 inamici, deci nici mai are rost, nici mai supăr pe nimeni oricum din momentul ăsta. Băi, iară, mă. Ce, dar nu vor să dea surrender, chiar că. Ba, am unul mort, mamă, și-a luat neghebo, mă, ce a vrut să mă aștepte, ești nebun. A vrut să-mi facă surpriză de ziua mea, dar n-a fost să fie, din păcate. Hai, că dau oraș pe el. Unde? Ia, uite-l. Hai, bro, măi, mi-a furat el o kill-o. 43 de kill-uri, 100 scor. Și meciul trecut am avut 50 de kill-uri și tot 100 scor. Cum se face? Cum se face că am mai mult scor acum, mă? Bă, planta bomba. Da. Planta bomba de mea. Mamă, chiar 12 MVP-uri, ești nebun la cap. Dar ce, mă, dacă faci MVP, îți dă cu un punct în plus sau ceva la finalul rundei, sau? Îți dă mai mult rank, gen. Ăla contează mult la rank. Aia da, aia știu. Chiar sunt curios cu aia. Uite, oricum după meciul ăsta o să-mi iau cooldown de la de 24 de ore, dar chiar sunt curios. Chiar sunt curios ce rank o să iau pe contul ăsta cu aia. Mâine să-mi bat picioarele de nou să joc. Chiar dacă, mamă, cu aia ce ați intrat în ei. Da, teoretic, nu știu dacă o să filmez eu chiar mâine, dar oricum în următorul episod din seria asta o să fac rank-ul. Că nu știu dacă o să filmez eu fix mâine, că mâine trebuie să fac și live, că am zis că fac live. Adică mâine, azi, că băieții când o să vadă episodul o să fie azi. Deci nu știu dacă chiar azi, bă, băieții, o să filmez alt episod. Eu dacă vreau să postez mâine, trebuie să filmez azi cum ar veni și nu știu dacă o să apucă, trebuie să facem și live-ul ăla nebun, că v-am promis un live acolo pe comunitate, v-am întrebat dacă vreți să revenim cu live-urile și a zis că da. Cei mai mulți dintre voi așa că, bine, oricum singura opțiune de vot era că da, nu aveți ce să, mamă, n-are no recoil cu aia, de aia nu merge bine aimul. N-are no recoil cu aia, face spray efectiv în gol. Cu aia, face spray efectiv în gol, n-avea no recoil, după aia mă, ești nebun la cap, tu-s gura mătii cu configurile cu care le faci. Bă, am făcut rank 24, ești nebun, mi-a dat weekly bonusul ăla, am făcut rank 24. Ha? Mi-a dat snake case. Ia, mi-am dat vreun drop chiar că, scurios. Am făcut și ore în cap. Hai să ne băieți, poate luăm și noi un drop, poate. Mamă, cum ar fi cu aia să-mi dea acum Dragon Lord drop, ești nebun. Mi-a dat graffiti. Mi-a dat graffiti? Da, nici nu mai era rost să aștept atunci. Cu un porc, mamă, tu-s gura mătii. Bă, mi-a dat iar, mi-au dat reporturi, am luat ban 2 zile cu aia. Ai luat? Da, am luat ban 2 zile. Băi, cu aia ce tâmpenie, bă, futuți update-ul mătii Gabe. Bă, măcar am luat porcușorul ăsta astăzi, nebun la cap. Hai, bă, băieți, deci 2 zile practic luăm pauză de pe contul ăsta. Aia e, bă, băieți, s-a terminat șmecheria astăzi, nebun la cap. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. În 2 zile ne vedem cu alt episod, apare, pentru că într-o oră și 23 de minute ne expiră banul. Dați și voi acolo like să facem 1000 de like-uri. Nu uitați, dacă vreți să folosiți codul pe care l-am folosit în acest episod, aveți acolo un link în descriere și în primul comentariu. Zici și tu ceva, dă plec aici, ca pe final. Salut, bă, băieți, și noi ne vedem data viitoare, bye, bye. Și nu uitați, bă, băieți, astăzi cel mai probabil pe la ora 6 o să facem un live stream acolo, o să facem operațiunea pe contul meu, o să mai facem misiunea acolo. Ne vedem data viitoare, bă, băieți, bye, bye.